Cu siguranță aceste imagini în care există și riposta polițistului lovit de Cristian Bourean. Îmi cer scuze că nu am acces la televizor acum, dar cu siguranță sunt imaginile care au apărut acum de recent în spațiu public. Da. Povestiți-ne, noi am văzut aici momentul în care Boureanu se îndreaptă către polițist să explice ceva. Polițistul îi dă mâna la o parte, da? Îl împinge pe Cristian Boureanu, apoi are loc acel conflict. Cristian Boureanu lovește, iar polițistul îi postează. Da, vă rog. Da, aș vrea să definiți acest episod pe care probabil l-ați văzut acum ca cel de-al doilea episod din incidentul care a existat între poliție și domnul Boureanu. Cu privire la primul incident la care noi am făcut referire, a fost n-a fost nicio altercație. Când domnul Boureanu a fost oprit, se afla în dreapta, într-adevăr, să zicem, într-o stare de ebrietate, dar nu conducea. Filtrul n-a avut nimic de obiectat, domnul Boureanu era în dreapta, nu era agresiv, nu. Ulterior, al doilea episod, cel care probabil îl aveți acum în imagine și la care vă referiți, este când echipajul l-a urmărit. Al doilea episod probabil este în piața Charles de Gaulle, primul a fost până în ambasada Chinei. Este foarte important să știți acest lucru pentru că între cele două episoade la care facem referire există o distanță de 7-8 de metri, dacă nu mă înșel, în care practic se presupune că altercațiile verbale au început, în urma cărora echipaje de poliție l-au urmărit și au încercat să scoată din mașină și ce a urmat, vedeți singur. Domnul Boureanu, în toate declarațiile, a susținut că a existat acest incident. Acum este evident că datorită, să zicem, trecutului tumultuos al domnului Boureanu, credibilitatea sa, nu știu dacă este cum trebuie în prezent, dar faptele au existat. Doamna avocat, ca să înțelegem, la prima oprire, da? Boureanu era în dreapta, șoferul la volan, în spate era iubita domnului Boureanu. Da. La prima oprire a fost legitimat șoferul. Da, care nu se afla în stare de ebrietate. Corect. A prezentat actele mașinii erau în mașină, actele domnului șoferului la dânsul, buletinul și permisul de conducere. Nu s-a întâmplat absolut nimic, au fost lăsați să plece mai departe. Acest incident a fost până în ambasada Chinei. Am înțeles. De la restaurant, de la în ambasada Chinei. La acea oprire, Cristian Boureanu a înjurat polițiștii? Făcut vreun gest obscen? Nu, totul s-a, de fapt, prin declarațiile polițiștilor, acest prin filtru nu a prezentat niciun pericol. Nimeni n-a fost nicio altercație, nici verbală, nici fizică. Le-a dat drumul să plece pentru că nimeni nu săvârșise absolut nicio infracțiune la acel moment. Ulterior, când s-au pus în mișcare, polițiștii au făcut afirmația că din mașină domnul Boureanu a făcut scene obscene, a făcut semne obscene și a acționat într-un mod, s-au exprimat înși, insidios. Acesta a fost momentul în care, să zicem, polițiștii s-au simțit lezați și au pornit după dânsul 4 echipaje de poliție. Veți vedea probabil în imagini aproape 8 polițiști. Deci s-au pus în mișcare după acele gesturi obscene, după ce s-a claxonat, după primul episod, polițiștii s-au pus în mișcare și a doua oprire a fost în piața Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, unde probabil aveți imagini de ceea ce s-a întâmplat ulterior. Au încercat să-l legitimeze, el într-adevăr a ripostat și a spus, n-am făcut nimic, pentru ce? Și de aici au început dânsul afirmă și probabil din probatoriul care se va administra în aceste dosare, pare și faptul că și polițiștii l-au agresat verbal, pentru că la imaginile acelea nu se ajunge brusc și fără niciun fel de alte fapte înainte. Da, noi am văzut, repet, momentul în care Boureanu se apropie de polițist, încearcă să-l ia, da, așa prietenește, credem noi, dar nu ai voie, potrivit legii, să atingi domnul Sorin Budulani aici alături de mine, domnul Dumitru Coarnă, de asemenea, în legătură directă cu noi. Nu ai voie să atingi polițistul. Este gestul acesta al polițistului cu mâna lui Boureanu, deci o dă la o parte, îl împinge pe Boureanu, apoi Boureanu lovește pe polițist, iar polițistul ripostează cu un pumn. Da, domnul Boureanu afirmă că înainte de această altercație a fost agresat verbal de polițiști, în sensul că au început să-i spună Bourene, acum să te văd cât ești de puternic, cât ești să te văd, domnul deputat, adică pur și simplu s-a simțit lezat. Acum eu nu am participat la evenimente. Da, doamna avocat,
aceste imagini, cu aceste discuții, au fost înregistrate pentru că un martor este iubita lui Cristian Băureanu, prezentă în acest conflict. Domnia sa are probe video prin care aceste mărturii lui Cristian Băureanu sunt susținute, că și polițiștii au folosit un limbaj neadecvat. Noi avem propriile noastre înregistrări, însă aș prefera să le fac publice ulterior, după ce se termină toată faza de cercetare penală. Însă am format o cerere către poliția locală, sector 1, să ne pună la dispoziție tuturor, nu numai organelor care cercetează, și mie, calitate de reprezentant al domnului Băureanu, întreaga înregistrare. Am primit încă un răspuns, dar sunt convinsă că poliția locală va pune și mie la dispoziție întreaga înregistrare. Sunt niște imagini din spațiu public, așa cum le-au organele de cercetare penală, trebuie să le am și eu, ca să pot apăra. Da, rămâneți cu noi, doamna avocat, pentru că vreau să îi aflu părerea și domnului Dumitru Coarnă, președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor. Da, domnule Coarnă, nu știu dacă ați apucat să vedeți aceste noi imagini în care apare și polițistul care lovește pe Cristian Băureanu, evident, după gestul lui Cristian Băureanu de a-l lovi pe polițist. Deci este o replică, da? O ripostă a polițistului în acest conflict. Ați văzut aceste imagini? Bună seara! Nu le-am văzut, dar știu povestea, pentru că polițistul de bună credință a declarat la parchet acest gest reflex de autoapărare, a pus imaginile la dispoziția procurorului, totul a fost la vedere. Poliția nu a spus absolut nimic. Sigur, era a doua oară când acest polițist era lovit, ultrajat, practic, de domnul Băureanu. L-a lovit direct în testicule pe acest om. Sigur că gestul reflex de autoapărare a existat. Nu l-a negat niciun moment. Noi nu am negat absolut nimic. Ne-am asumat absolut tot, fără niciun fel de problemă. Domnul Băureanu, dacă stătea liniștit în partea dreaptă, în mașină, fără niciun fel de replici, fără niciun fel de injurii și cuvinte obscene, nu pot să reproduc absolut nimic din ceea ce a transmis domnul deputat Băureanu polițiștilor, lucrurile erau într-o logică normală. Acum se repetea după beție, știu eu, era cu un suc cu gheață, cu ceai fierbinte, că l-a cam durut capul, a dormit pe la Udriște cam toată noaptea până spre dimineață, a vomat acolo, am înțeles eu că mi-au spus colegii, a fost nevoit să spele după dumnealui de 2-3 ori. Deci lucrurile sunt exact în această logică. Poliția nu a negat absolut nimic, am pus toate probele la dispoziția parchetului, procurorul de bună credință a analizat probele și a dispus în consecință, practic a fost reținut preventiv, dovadă că și instanța a dispus, dacă vreți, în baza probelor administrate, arestul preventiv pentru 30 de zile, 29 de zile pentru infracțiunea de ultraj. Da, domnule Coarnă, aici avem imaginea cu întreg filmul. Prima apropiere dintre domnul Băureanu și polițist. Se îndreaptă către polițist, încearcă să explice ceva, are și o replică, să vă explic, sau e o replică de acest gen. Încearcă să pună mâna pe polițist, practic să-l ia după gât, da? Să-l ia așa de umeri. Da, eu nu văd imaginile. Da, vă reproduc eu în tocmai. Da. Deci încearcă să-l ia de umeri, polițistul îi dă mâna la o parte și îl împinge, da? Este gestul polițistului. E adevărat, domnule Coarnă, că nu ai voie să pui mâna pe un polițist. Nu ai voie să-l atingi. Categoric vorbim de ultraj. Sigur că în România lucrurile sunt foarte permisive, de aceea am ajuns în această zonă, pentru că fiecare procedează cum vrea în raportul ăsta juridic cu polițistul, care trebuie să ne apere ordinea și siguranța publică. Și dacă o să lăsăm lucrurile în continuare în această logică, există posibilitatea să nu o să mai putem să apărăm nimic și să provocăm din ordine o dezordine, pentru că atitudinea domnului Băureanu este o atitudine de sfidare, o atitudine a unui om care este, crede el, stăpân pe el, care crede că nu se poate întâmpla nimic. Am văzut aceste atitudini în Parlamentul României zilele acestea. Efectiv, unii din parlamentari ne urăsc la propriu pentru simplu motiv că ne facem datoria și atât. Ei probabil vor niște polițiști din ăștia păpușoi, din ăștia mai muțoi, care să răspundă prezent la comenzile lor. Vor o poliție subjugată politic. Iată că încă noi mai avem oameni în poliția asta care sunt cât de cât independenți, sunt autonomi și nu se subordonează decât legii. Asta este marele conflict. Domnul Băureanu nu a avut un conflict cu poliția, domnul Băureanu are un conflict cu legea, iar polițistul în cauză, polițiștii în cauză, nu au făcut decât să încerce să echilibreze, să stabilească ordinea și liniștea publică, să arate domnului Băureanu că a încălcat legea, că a săvârșit un ultraj. Deci, da, polițistul este autoritatea publică a statului investită cu ordinea și liniștea publică. Dacă oricine, orice Băurean își permite oricând să respinge, să ne înjură, imaginați-vă ce se poate întâmpla cu copiii, cu vecinii, cu frații și surorile noastre și ale dumneavoastră. Da, rămâneți cu noi, domnule Coarnă. Doamna avocat,
Din punctul dumneavoastră de vedere, a fost provocare? Polițiștii puteau să evite acest conflict? Puteau să lase să plece pe Băureanu, chiar dacă arăta niște semne obscene? Putea fi evitat acest conflict, în opinia dumneavoastră? Eu aș vrea să vă spun următorul lucru. Îi respect și opinia domnului care a vorbit înaintea mea și chiar îl urmăresc și mi este drag așa ca personaj. Însă dânsul se referă acum la toate probele și la infracțiunea de ultraj în ceea ce vește pe domnul Băureanu. Ceea ce vă spun eu acum este că în fața parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, săptămâna trecută, domnul Băureanu a formulat o plângere penală cu privire la acest incident, roviri, alte violențe, vătămare corporală, cu privire la cei 8 polițiști, erau 8 polițiști care se aflau acolo și aș vrea să vă, nu știu, să cer acestor organele statului să ne judece pe toți cu aceeași unitate de măsură. Nu și în acest dosar în care, să zicem, polițiștii, dacă domnul spune că a ripostat și era întregit în apărare, în opinia mea juridică, cred că existau alte măsuri care puteau fi adoptate la momentul acela. Erau 8 polițiști ca raport de forțe și domnul Păureanu, care într-adevăr se afla într-o stare de ebrietate. Eu refuz să cred că 8 polițiști împotriva domnului Păureanu, asta a fost singura legitimă apărare pe care a putut-o formula domnul Andrei Ovidiu, că așa se numește domnul care a ripostat. Doamna avocat, eu vă înțeleg și vă și admir în același timp. Aveți o obligație de diligență și sigur că dumneavoastră încercați să aduceți circumstanțe în apărare, să introduceți probe, o scuză a provocării. Da. Uitați-vă reacția polițistului, a fost în urma unei lovituri. Dacă sunt domnul Băureanu nu lovea, nu se întâmpla absolut nimic. Erau 8 polițiști, puteau să-l cătușeze, să-l bage păi în după, să-l ducă de poziție, doamna avocat, nu s-a pus puțin, problema niciun domnule moment. Domnule Coarnă, stați puțin. În momentul în care Cristian Băureanu îl lovește pe polițist, de ce polițistul nu-l încătușează și lovește, la secție, îl lovește cu pumnul în față? Nu era mai simplu cei 8 polițiști în momentul respectiv? Doamna, a fost un gest reflex. Eu a fost un gest reflex de autoapărare. Păi, haideți să fim serioși, hai să ne lăsăm toți loviți așa, aveți impresia că polițistul este om, nu e un obiect oarecare care să nu riposteze. Sunt de acord cu dumneavoastră. Adică trebuie să ne lăsăm loviți cu ipați, loviți cu topoarele în cap, ca să putem să reacționăm în vreun fel. Am mai avut un polițist la Baia Mare înjunghiat în sediul unității de poliție. Păi cât să mai suportăm, să ne omoare băureni în continuu și noi să suportăm? Nu cred că să primim așa lucrurile la modul extrem. Cred că există niște persoane care pot fi aplicate. Domnul Băureanu era într-o vizibilă stare de ebrietate, avea tot polițiști la îndemână, nu cred că raportul de forță era oricum ilegal. Dar nu s-a pus problema încătușerii la acel moment a domnului Băureanu. Domnul Băureanu a refuzat o legitimare, să încerca o legitimare. Niciun moment nu s-a pus problema încătușerii pentru că era încătușat dacă exista această intenție la momentul respectiv. Dar domnul Băureanu efectiv, doamna avocat, domnul Băureanu efectiv a tot căutat acest lucru. De la prima oprire, când a înjurat, a scuipat, a făcut gesturi obscene, a adresat cu polițiștii au declarat scene. Că nu s-a întâmplat absolut niciun incident. Sunt declarațiile lor în dosarul. La prima oprire, imediat după ce mașina a fost pusă în mișcare. Sunt martori care au văzut aceste. La prima oprire nu s-a întâmplat niciun incident. Prima oprire nu s-a întâmplat nimic, a fost legitimat conducătorul auto, s-a constatat că este în regulă, poliția a înmânat documentele, le-a urat drum bun și noapte bună. Domnul Băureanu a vrut ca noaptea să nu fie bună. Când a fost pus în mișcare autoturismul, a claxonat în mod continuu, a înjurat de... Cum eu a putut dumneavoastră, de mamă, de tată, de tot ce a avut la îndemână? Întreaga filmare a acestui eveniment, multe lucruri se vor lămuri. Domnule Coarnă, eu mai am o întrebare. Când persoana respectivă, domnul Băureanu, a refuzat legitimarea, da? Următorul gest al polițistului nu este încătușarea și ducerea la poliție? Mă rog, nu încătușarea, ducerea la poliție, la secția de poliție pentru legitimare acolo? Doamnă, era totuși un personaj cu... Sigur! Există și procedura asta standard să fie încătușat, să fie condus pentru identificare, dar domnul Băureanu totuși era o persoană publică și au încercat procedura de verificare prin mijloacele noastre tehnice. De aceea erau 4 mașini acolo. Colegii au chemat în ajutor, nu au fost toți 4 în același loc. Au dat prin stație și au venit în sprijin lor și se verifica prin mijloacele noastre radio datele de identificare.
Asta era problema, nu era, deci, totuși, îl știa pe domnul Boureanu, au dat prin stație radio Boureanu, ca să verifice datele de identificare. Când domnul Boureanu s-a dat jos și polițiștii au observat că domnia sa oarecum este sub influența băuturilor alcoolice, nu poate fi un om cu care poți discuta coerent la acel moment. De ce, repet, nu l-au încătușat? De ce nu l-au luat și l-au dus la secția de poliție atunci? Eu asta întreb. De ce nu a fost pentru aplicată că așa o procedură au considerat, standard? Au considerat în acel moment că nu se impune această măsură. Este foarte simplu. Au crezut că totuși este un om care are rațiune, chiar dacă este sub influența alcoolului. La un moment dat s-a comportat cât de cât rezonabil, după care instinctul violent animalic a răbufnit. Da, domnule Coarnă, polițiștii au voie la dreptul reflex, așa? Adică întreb. Deci, polițiștii au voie să folosească legea în forța în condițiile legii. Domnule Coarnă, dacă pe mine, deci, cetățean mă lovește cineva oricare, și eu ripostez... Oricare cetățean din această țară beneficiază de legitima apărare. Este cauză care nu poate, pentru care nu poate fi tras la răspundere penală. Se numește legitima apărare, nu trebuie neapărat să fii polițist. Deci, da, eu aici rămân cu această întrebare, nu vreau să fac nicio acuzație, există o instanță care a dat mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, există apărare, există, deci aici lucrurile vor continua în fața instanței. Apărarea nu a depășit atacul sub nicio formă. Da, ziceți că și aici sunt alte organe ale statului care trebuie să filmulețul... Deci, sigur, categoric da, instanța de judecată este cea care va decide, corect. Da, Sorin, vreau să ascult și părerea celor din studio, doamna avocat, rămâneți cu noi că mai am niște întrebări legate de ce s-a întâmplat la spital. Da, Sorin Ovidiu Bălan, din ceea ce vezi tu aici, polițistul a procedat corect prin acel gest reflex, trebuia formată altă procedură? Nu, trebuia să-l împuște. Nu, nu putem ba să spunem asta, să-l împuște. Deci, nu putem vrea să spunem că trebuie pistolul, să împușcăm oameni la televizor, deci hai ca Sorin să Ovidiu ne lămurim. Bălan. Hai ca să, ca întrebată, deci, de ce nu l-am încătușat? Hai să reformulăm, pentru că ai spus foarte dur, da. Nu, să, așa nu, se întâmplă în țările normale la cap. Deci să știi că nicăieri unde un polițist este atacat, nu o să stea să se uite. Asta este clar. Și eu ca cetățean cer chestia asta. Cer fermitate poliției. Spui că de ce nu l-am încătușat? Pentru că nu stăm pe stradă acum, poliția nu stă să încătușeze chiar pe orice bețiv care scuipă pe jos. Îl mai identifică, mai dă o amendă. Aici a procedat foarte corect. Dar eu întreb așa. Bine, las la o parte comportamentul de golănaș al domnului Boureanu, care mă îngrozesc, bine că nu mai am păr, că da, mi se ridica în cap. Istoricul domnului Boureanu este știut, domnului Dubălan. Dar aici, fix da, pe aceste imagini. Fix pe aceste imagini. Deci ce caută unul? Ce caută domnul Boureanu jos? Când te oprește un filtru de poliție, nu te dai jos din mașină, decât la cererea polițistului. El nu era atât la volan, dar era în partea dreaptă. Cu atât mai mult n-avea ce păi să coboare din mașină. El susține, și aici poate să mă ajute doamna avocat, susține că a fost dat jos de polițiști. Înseamnă că polițiștii i-au cerut să coboare. Da. Da. Și atunci aia... Deci, doamna avocat, din câte am înțeles eu, filmul dânsei le relatează așa. Au oprit mașina, au verificat actele, totul a fost în regulă, mașina a plecat liniștită, iar polițiștii de nebuni s-au luat după Boureanu și l-au oprit ca să-l pocnească. Cam asta nu, am înțeles. Primul episod la care ați făcut referire acum și cel de-al doilea care se vede prin imagine. Așa, n-a existat. Deci eu n-am înțeles de la dumneavoastră, doamna avocat. Spus, de ce da, s-au luat polițiștii după Boureanu? Au spus că mașina a pus în mișcare, a început cineva să claxoneze și cineva din mașină a început să facă semne obscene. A, deci nu domnul Boureanu. Claxonul a început singur și muțulachele ăla din spate persoane, de la oglindă, a început să facă scene obscene. În mașină erau trei chiar persoane, ne de domnul tâmpiți? Boureanu, amica dânsului și șofer. Iar, Cătălina, avocat, când poliția este atacată, deci când este lovită, trebuie să riposteze tot în forță. Care înseamnă? Lovitură, somație și așa mai departe. Să știi că în America domnul Boureanu acum mai făcea de 40 de zile. Dacă făcea în România, asta, dacă asta este procedura standard să ripostezi, atunci înseamnă că asta este decizia pe care o acceptați și dumneavoastră. Da, doamna, asta este realitatea. Derbedei de ăștia, pentru că dacă, nu știu dacă v-ați uitat, sunt zeci de cazuri, eu sunt cel mai dușman al polițiștilor de la circulație.
Dar dacă pe o să vă uitați... Băureanu, cum n-ar trebui să-l judecăm după faptele anterioare? Noi vorbim despre un incident... Așa, sunt filmulețe întregi, montaje întregi în care polițiști sunt luați pe capotă de tot felul de șmecheri dintre ăștia. Doamna avocat, ne mai puteți spune, deci Cristian Băureanu s-a dat jos la cererea polițistului, la cea de-a doua oprire? La cererea polițistului, la cea de-a doua oprire în Charles de Gaulle. Am înțeles. Pe actele medicale, de la spital, ce scrie? În actele medicale pe care la rândul meu le-am solicitat pe cale oficială și sper să le primesc luni, are 7 dinți lipsă din față în urma impactului, are mandibula fisurată și pe frunte niște echimoze. Urechea stângă sângerează, timpanul este afectat. Din acest incident la care polițistul domnul Andrei Ovidiu arest, a fost în legitimă apărare. Doamne, dar voi rămuriți și cu mine pe lucru? Pe rând. Spitalul municipal, unde s-au constatat aceste lucruri. Da. În urma acestui incident. Doamna avocat, în afară de gestul polițistului care l-a lovit pe Băureanu, Băureanu susține că a mai fost lovit, în afară de scena care a fost filmată și a pe care noi o arătăm? A fost agresat fizic. În afară de ce am văzut acum, în drum spre secția de poliție, în secția de poliție mai susține domnul Băureanu că a fost agresat fizic? În secția de poliție nu. În drum spre secția de poliție? În urma acestui incident a căzut la pământ, ulterior acest incident pe care îl vedeți dumneavoastră, vor mai fi niște filmări, a căzut la pământ și unul din cei 8 polițiști l-a ridicat, pentru că probabil a considerat că atitudinea asta standard aplicată de polițiști este inumană. L-a ridicat, l-a încătușat. De jos. Doamne, dar nu v-a spus că e clientul dumneavoastră. Nu v-a spus de ce l-a lovit pe polițist? Atitudinea dânsului, în opinia polițiștilor, a fost defectuoasă. Doamne, de ce l-a lovit pe polițist în zona inghinală? N-ați înțeles întrebarea? Din probatoriu administrat, o să vă rog să aveți o atitudine așa ca pentru Antena 3. Că nu mă cunoașteți încă. Așa, și la ce să spun? Nu vă cunosc, îmi pare da, am și lipsuri. Dar tot nu vreți să răspundeți la întrebare de ce l-a lovit pe polițist. Trebuie coroborați toate probele, pentru că așa cum le vedeți disparate... Doamnă, toate probele, de ce l-a lovit pe polițist? Domnul Băureanu spunea că a fost lovit. Nimeni nu l-a crezut. Și eu am găsit pe cale oficială aceste probe și uite că le-a Doamnă, dacă l-apărați așa...